roman puternic, un roman care speră că defilează acest sezon de vară-toamnă. E vorba de Sărbătoarea Corturilor, roman semnat de Ioan Temora. Alături de noi a acceptat cu mare bunăvoință invitația noastră domnul Mircea Mihăiș, critic, jurnalist, nu în ultimul rând un mare exeget al literaturii americane. Cartea domniei sale despre Faulkner rămâne un reper pentru mine, mai ales în situația în care comparatismul nostru suferă de teama că dacă nu citezi surse străine, nu ești competitiv. Ei bine, cartea domniei sale rămâne pentru mine în spațiul literelor, indiferent de regiune, un punct de cotitură. Iar pentru americanii își oprește domnul Ioan Temorar o sursă străină. Acum, domnul Ioan Temorar revine cumva spre literatură, revine în diverse contexte. Domnia sa a luat. Domnia sa a fost decernat primul Premiul Scriitorilor pentru debut cu volumul de versuri Vara Indiană în 1984. Aceea era o promisiune pe care la un moment dat, în 2000, Uniunea Scriitorilor o reconfirma. Poate mai mult timp acaparat de jurnalismul de atitudine, de viața publică, de cetate, de diplomație la un moment dat, Ioan s-a distanțat de literatură. Iată că ușor, ușor, când domnia sa se află la a doua maturitate, vine cu romanul Negru și Roșu în 2013, ne atrage tuturor atenție, ne trage de urechi pe critici literari și pe cititori, că poți să ai rezerve uluitoare și să nu te epuizezi chiar dacă te-ai fi încetat. Acum, cu acest nou roman, care vine după 3 ani și care este scris fulger aproape un pic mai mult de un an, Sărbătoarea Corturilor, Ioan Temorar vine cu o epică densă, consistentă cu o tematică uluitoare, și ne pune în față o temă fundamentală. Să ne gândim foarte limpede că a căutat pe Dumnezeu e un efort pe care a cărui răsplată o găsim tocmai atunci când observăm că făcând un pas către divinitate, aceasta se apropie mult mai repede de noi și ne îmbrățișează. O să dau pe domnul Mircea Mihăiș să preia de aici încolo discursul și pentru niște considerații mai aplicate. Vă mulțumesc! Foarte mult. Sunt flancat de nume dragi, Marta Petreu, acolo, și radicată și pe perete. Andrei Oișteanu, stânga, când autografe pe strângul de adicată recentă. Așa că, iată, suntem la mijloc cu o carte care cred eu că își merită locul între cele mai originale publicate în ultimii ani. Și anume, originalitatea este mai evident și la prima vedere tematică. Foarte puțini autori contemporani, sau nici pe domnul Groșan, s-au ocupat în cultura noastră, în acest mod în care o face Ioan Temorar, de comunitățile marginale religioase. E vorba, în cazul de față, de comunitatea protestanților baptici. Și cartea pornește de la niște evenimente reale. E vorba de experiența radicală a unui grup de credincioși din decenul al VII-lea, asupra al VIII-lea, care în luște de avântul credinței, constată la un moment dat că zona în care erau ecantonați, aceea baptismului, nu corespundea cu totul înălțime și intensitatea aspirațiilor lor. Atunci au decizia să opteze pentru un cult, pentru o sectă, cum se spunea pe vremuri, ceva mai, se spune, mai radicală. Și astfel devină penticostali. Urmează, desigur, procese de inițiere și de exprimare în noua credință, dar nici nu corespunde, de fapt, modelul acela profund pe care ei îl căutau și atunci optează pentru încă mai radical, devenind, să spunem, limbajul concurent sâmbătar, deci cei care respectau sabatul, șabatul. În aceste condiții, a devenit aproape firesc trecerea lor la iudaism, cu tot ceea ce implică acest lucru, de la schimbarea, să spunem, a doctrinei, până la gesturile ritualice, inclusiv circumcizia,
format de emigrarea în Israel. Cartea urmărește pe două planuri aceste aventuri, să le spunem, din vremea comunismului, din trațiuni de, să spunem, construcție narratologică și de a narațiunii, acțiunea e plasată mai aproape de zilele noastre decât s-au întâmplat în realitate faptele. Și pe de altă parte avem acele aventuri uneori rocambolești, pline de umor și de dramatism în același timp, ceea ce arată cu o frecventare, eu spunea, a literaturii de tip hasidic, pe care Ion Temorar o cunoaște foarte, foarte bine, și care conduc întotdeauna înspre una din cele mai spectaculoase forme de exprimare a prozei, acestea sapiențiale iudaice. Fără a fi direct inspirată de învățăturile, să spunem, fundamentale ale iudaismului, cartea e, în opinia mea, una din cele mai bune introduceri la un fel de a trăi religios în lumea contemporană. Acest grup care, pe parcursul romanului, se subțiază, devine din ce în ce mai precar ca număr, dar cu experiențe din ce în ce mai radicale în planul existenței de fiecare zi, este unul al simbolic, de fapt, pentru ființa umană de la sfârșitul secolului al XX-lea, de la acea perioadă în care, după cum se spunea, ori toți vom deveni religioși, ori nu vom mai fi deloc. Ceea ce trăim în momentul de față ne confirmă și ne și contrazice într-un anumit sens, și anume, parcă nu ne-am dorit acest tip de religiozitate fundamentalistă pe care o percepem, de păcate, din ce în ce mai intens. Cartea este scrisă la persoana întâi, din perspectiva unui personaj tipic, chiar spune, pentru lumea comunistă, și anume din perspectiva unui turnător. A unui personaj care, pe de-o parte, are o credință sinceră, pe de-altă parte, este cinic, și pe de o altă parte este o victimă a propriei sale bune credință. Pentru că în tot ceea ce face, el devine un mesager al noului fel de a exista în lume. Sărbătoarea corturilor, titlul care de cărții, titlul cărții, se referă la un nou, se spune, o nouă formă de exprimare a religiosului, o nouă biserică pe care acești emigranți în spirit, în geografie și în istorie, temează la revenirea lor în România. E vorba, de fapt, de o biserică judaico-creștină, care este frecventată de un număr de credincioși și care transpune toată cartea într-un fel de mit al eternei reîntoarceri. Ne reîntoarcem fiecare dintre noi ca personaje în lume și în situații pe care le-am trăit, din care am fost izgoviți, poate, pe care le-am trădat, pentru că trădarea e, poate, tema majoră a acestei cărți. Cum te raportezi la tine, la existență, la Dumnezeu, la societate, atunci când tu trăiești în forma cea mai respingătoare de fals, care este trădarea. Cartea este extrem de bine scrisă în rândurile pe care editura mi-a solicitat și pe care am avut onoarea să le scriu. Am afirmat răspicat că e cea mai bună carte de până în acest moment al lui Ion Temorar. E scrisă într-un stil extrem de direct, extrem de plăcut, fără sofisticarea redarmă de stăla îndemână, el fiind de meserie, ca să spun așa, poet. E o carte care, în același timp, atinge un anumit tip de poeticitate, care e poeticitatea suferinței și a răscumpărării prin mărturisire. Se creează aici un anumit tip de poezie. E o carte pe care vă recomand cu multă căldură,
Noi am fost într-un mic turneu ardelenesc, bănățeano-ardelenesc, în urmă cu câteva zile, la Hărbătișoara, Aranci, la Oradea, când am avut întâlniri absolut inminate cu juritorii. Unii dintre ei erau avizați, chiar mai avizați decât mine, despre evenimentele reale, repet, care constituie punctul de plecare al cărții și care, mai ales pentru zona de vest a României, constituie parte din identitatea locului. Aici, probabil, în partea de sud, ele dobândesc un anumit tip de exotism pe care, sigur, îl veți întâlni mai ales la nivelul limbajului, la nivelul povestirii ca atare, care, cum spuneam, este deosebit de direct, de simplu, aproape jurnalistică, dar fără ca prin aceasta să fie facile. E cartea unui prozator de primă linie, unui prozator puternic și care sunt absolut sigur că vă va seduce. Vă mulțumesc mult și am să-l invit, nu? Să-l invităm împreună pe autor să spunem câteva cuvinte. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți în prezență aici, când există atâtea tentații în jur. Totuși ați rămas aici, unde sunt doi sau trei, cum zicea Iisus, care se adună în numele meu, acolo voi fi și eu. Sigur, nu am acest orgoliu, dar sunteți mult mai mulți decât e necesar pentru a face o biserică sau o sinagogă. Vă mulțumesc că ați venit aici, vă invit să citiți cartea cu plăcere mai multă decât cea cu care am scris-o eu. N-am scris întotdeauna cu plăcere, ci chiar cu un fel de suferință. Am încercat să mă pun în situația celui care își toarnă frații, prietenii, cunoștințele și a fost foarte greu pentru că nu mi-a stat în obicei. Există unii prin timpul ăsta cu cărora le-a stat în obicei, dar asta este o altă poveste. Ce să vă mai spun, sper să ne mai vedem și la o altă carte, pentru că asta e situația, noi trebuie să scriem, dumneavoastră, nici ce mai puțin, dar totuși câțiva trebuie să citiți, este un cât pe care îl facem împreună. Asta e. Am să închei cu citatul, cu ultimul rând din carte, ca să vă dați seama dacă o citiți sau nu. Nu contează dacă rătăcim sau nu, Dumnezeu ne va găsi oriunde îl căutăm. Așadar, domnilor și domnilor, Ioan Temorar, Sărbătoarea Corturilor, Polirom 2016, o carte care măcar stă în anticamera capodoperelor. Îl felicităm, iar pe dumneavoastră vă așteptăm la autografe. Urmează o nouă lansare esențială a editurilor Polirom Cartea Românească, respectiv Marta Petreu, Diavolul și ucenicul său, Nae Ionescu, Mihai Sebastian. George Năgăie, vă mulțumesc, vă mulțumește și vă așteaptă pe cât mai curând.